Vă salut și bine vă regăsit la un nou clip din nou pe seria Zero donații. Este clipul cu numărul 135. Nu știu câți dintre voi ați fi crezut că mai continui sau nu știu câți dintre voi ați fi crezut că voi duce seria la atâtea clipuri sau va fi atât de longevivă. Vreau să vă zic un singur lucru. Seria cred că va mai continua pentru că n-am punctat tot ce aș vrea să punctez pe această serie. Dar cum va continua? Asta este ideea, pentru că ar trebui să facem câteva schimbări. Ca să poată continua această serie, trebuie să, să facem câteva câteva lucruri în plus și pe care vi le voi pune în vedere în acest clip. Sunt sigur că veți fi lămuriți și sunt sigur că majoritatea veți fi și de acord. Adică nu prea văd de ce nu ați fi de acord, dar având în vedere că veți vedea content în plus și. Content folositor. Așa cum am zis, 135 de clipuri pe acest caracter, făcute de la 0, 0 donații, niciun fel de ajutor, tot ce am primit ajutor, au fost date înapoi. Și așa vom face și de acum încolo. Doar că voi face o schimbare destul de majoră cu această serie, și o veți auzi în minutele ce urmează, în timp ce farmăm, pentru că vreau să și farmez. Doar că ca să pot să farmez și o eficient ar trebui să iau și o mănușă joc. Mai avem 25 de MD-uri pe acest caracter, pe acest cont și o să cumpăr o cutie de bronz. M-am decis, nu o să cumpăr mănușă pentru că nu cred că mai are rost în cazul de față. O să vedeti de, ce zic treaba asta. Luăm cutia de bronz cu toate beneficiile ei, mănușă tâlhari pe pe a treia mână. Dăm un reloc ca să se pună toate sus. Și ne punem pe farmat ulterior discutăm ce idee mi-a venit mie în cap și o idee care ar putea ar putea aduce un plus acest, acestei serii. Aș vrea să lucrez un pic mai deștept cu această serie și nu mai greu. Acum că am luat mânușa site și putem farma liniștiți. O să dăm și drumul la cronometru odată ce găsim și noi un metin. Deci când ne apucăm de farmat, atunci dăm și drumul la cronometru. Ulterior vă zic și ideea mea. Ideea care mi-a venit cu mult timp înainte, doar că am pus-o pe pauză, să zic așa, și zic că acum ar fi momentul cel mai potrivit să o punem în aplicare. Ideea constă în transferarea itemelor de pe seria 0 donații și începerea unui nou caracter dar nu de la zero. Un caracter pe care deja am level, să zicem așa, 120. De fapt am level 2 campion, doar că nu mai stau eu să cresc. Deci ar trebui să stau să cresc foarte mult timp acest caracter ca să pot termina anumite temnițe, gen Jotun, Razador. Razadorul îl pot face doar că nu am șamanca și ar trebui șamanca crescută. Mult timp investit pe care aș putea să-l să, -l, să -l conserv sau să fac altceva cu timpul astfel încât să, să produc mai mult content sau să fac chestii noi pe canal. Ideea mea de bază ar fi să transfer aceste iteme pe un caracter deja crescut și un caracter care beneficiază și de șamancă de level 100 plus caractere pentru jotun de plus, astfel încât să pot face jotunul solo, să pot face Razadorul solo și poate ulterior alte temnițe și bineînțeles și content Yohara, am în plan și content Yohara pe seria 0 donații, având în vedere că acel caracter deja este level maxim, doar că nu o să aibă itemele necesare. Itemele le putem face, doar că avem nevoie de bani și timp Un alt avantaj pe care îl are acel context despre care vorbim Este costumul Aura Pe care nu l-aș putea cumpăra zero donații fraților Deci am stat să mă gândesc Am calculat-o cât am putut eu să o calculez Nici pe seria zero donații nu ar fi rentabil să o cumpăr cu vouchere Să cumpăr costumul Aura cu vouchere Pentru că ar trebui să cumpăr 13 vouchere de 50 și în momentul de față ar fi 2 ioni 65. 35 de ioni aruncați pe fereastră pe care am putea să investim într-un set de foc sau într-un set de jotun. Iarăși, dacă eu am acel cont cu costum Aura și aș putea să-l folosesc, nu știu de ce nu l-aș folosi, pentru că și așa stă degeaba și nu fac nimic cu el, am putea duce și seria spre Yohara foarte lejer, având în vedere că acel war aș putea să-l fac și mental ulterior, adică să-l schimbăm uh, din aură în mental și ar fi content foarte, foarte mult de văzut și foarte interesant. Am și cheful necesar să fac această idee, adică nu vine cu vreo reținere sau ceva. Mi-a venit ideea aceasta cu mult timp înainte, doar că pur și simplu am vrut să progresez și pe partea uh, pe seria principală, având în vedere că am văzut de-a lungul timpului comentarii în legătură cu seria principală, că nu prea evoluez, că nu evoluează seria, că înțelegeți voi. Și am zis, hai să pun seria 0 donații pe pauză un pic, ca să vadă lumea că se poate evolua și seria principală și cam pot face orice și acolo. Dar probabil la un moment dat, axându-mă mai mult pe seria 0 donații, n-am făcut echilibru cum trebuie și N-ați văzut o, un progres la un moment dat foarte mare pe seria principală, dar acum cred că l-ați văzut, având în vedere că am cumpărat și rubinul, gata, făcut, investiție de 1000 de oni. Plus de asta, acum în ultimul timp am mai încercat să fac câteva uh, încercări în alchimie, nereușite, dar m-am lămurit și cu alchimia și uh, probabil uh, în următoarele clipuri vom face altceva. Vom face business sau vom, vom cumpăra itemele direct sau chestii de genul, nu vreau să mai plusez alchimie, nu vreau să mai risc pe partea aceasta pentru că niciodată nu am avut noroc pe partea aceasta și decât să mai încerc și să nu fac nimic pe, pe această parte de alchimie mai degrabă punem pauză și uh, cumpărăm direct sau facem cum... Ar trebui să fie lucrurile făcute. Decât să aruncăm banii pe fereastră, mai bine cumpărăm la sigur. În orice caz, aș alege varianta cu cumpăratul la sigur, decât să mă risc eu. Doar că, având și uh, beneficiul să zic așa, că pot face și content să-l vadă lumea, să vadă lumea despre ce e vorba, uneori mai aleg și să risc. Deci, despre asta e vorba. Singurul lucru, adică singurul motiv pentru care eu uneori mai risc este pentru că și filmez și astfel încât vedeți și voi ce se întâmplă. Plus de asta prind și mai bine aceste clipuri de risc, uneori prind mai bine și uneori chiar merită făcute, dar când nu ies, când nu ies lucrurile, nu merită deloc făcute și pierd, mai mult pierd decât câștig. Acum revenim la seria 0 donații. Așa cum v-am spus în minutele anterioare, voi transfera toate itemele, tot, 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 ce am pe, această, pe acest cont. Voi transfera pe un cont la albaștri, care beneficiază și de o șamancă de level 100. Este contul meu, bineînțeles, nu este contul altcuriva sau nu mi l-a dat cineva, este tot contul meu făcut, doar că beneficiez și de costum aura, dar nu am can, deci are un minus, nu am can, are un pet într-adevăr cu berserker, antrenament și vânător, adică are 3 cărți, toate 3 cărțile, pe această serie 0 donații n-am reușit să pun toate 3 cărțile, ce zic eu? N-am can, dar am vânătorul, adică se compensează un pic, încă nu știu dacă v-ar deranja dacă aș păstra petul razador pe care l-am pe oarul acela, cu trei cărți și cu vânător și aș uh, renunța la can o perioadă pentru că n-aș deschide, vă dați seama, n-am buget să deschid uh, pe acea serie, adică pe acel nou cont, n-aș avea, avea, bugetul să, să mă risc chiar și în cutii cu pui. Iar acum aș vrea să farmez ora pe care mi-am propus să o farmez, ulterior intrăm și pe contul despre care tot am vorbit și vi-l voi prezenta. Uh, Pot să transfer și itemele așa cum am zis Ca să vedem cum ar arăta și ce am avea Ce am avea pe el Ce am putea folosi pe acel caracter nou Sta să aduc și buful Că deja aș cam muri Mi se pare că ar trebui extins alchimia Dar asta nu rezist foarte bine În fine hai... A ah, stai că n-aveam armura de fapt bună Așa cum am zis Farmăm în continuare Aute set vânt Farmăm în continuare și revenim pe acel cont despre care tot vorbim Ca să-l vedeți și să fiți lămuriți care e treaba Ora de farmață cam terminat, haideți să vedem și noi cu ce am ieșit Avem o binecuvântare aici Două aure, Uh, blessuri 12 blessuri și 120 de manti. Deci am făcut ceva, să știți, într-o oră. Am mai făcut și corurile doar când avem ce să plusăm din păcate. Mai avem aici doua adaugă, să nu uităm că avem și să ne putem folosi de ele, două zeuri deci să știm că dacă vrem să plusăm ceva, vreau să transferăm tot ce avem pe acel caracter și să vedem cum ar arăta. Pe lângă acești trei oni, cred că până data viitoare o să vând și aceste argintii plus aurii ca să mai mărim bugetul și să cumpărăm și un voucher, măcar de o mănușă să avem pe acel cont. Tot așa vom juca, adică tot zero donații, însă schimbăm caracterul. Haideți să vedem care este acel caracter. Și caracterul despre care am vorbit este acesta am transferat cam toate itemele, adică tot ce am avut de pe acest caracter pe acesta de level 2 campion. Sunt curios dacă va face față în primul rând la Razador, o să-i dăm o încercare data viitoare. Și dacă nu face față o să lucrăm la acest caracter astfel încât să facă față și să putem farma acel boss deocamdată și ulterior aș încerca și suveran. Plusul acestui cont este petul care are vânător, însă nu știu sigur dacă îl voi păstra pentru că sunt curios de părerea voastră ce vom face cu el, având în vedere că n-am canul, am petul acesta cu vânător care compensează, deci asta e ideea. Un alt plus este acest costum aura pe care avem imunul pus deja și aș vinde acest scut pentru că nu mai avem nevoie de el cu imun, vampir, putere, 12 dex și 10 diavol. ne mai scoate ceva bani astfel încât am mai cumpărat ceva cu foc sau poate costume sau aș vrea să pun element pe o trăvită, element de foc, să căutăm pe cineva care pune element de încredere și să punem acolo un pic de foc pentru razador. Ne-ar mai trebui coif cu o travă, coif cu sânge, nu știu dacă am... Ba da, uite, sânge aici, și cred că unul cu o travă ar mai trebui cumpărat. Asta vedem noi data viitoare. 3 în cash, vă arăt și item shop ca să nu ziceți că am MD-uri, 30 de MD-uri ar mai trebui cel puțin un voucher să luăm și noi o mănușă site. Jetoane, nici jetoane nu prea avem. Deci data viitoare trebuie să fac o investiție în voucher și poate facem o investiție în plus pentru elementul de pe armă, astfel încât să încercăm și noi un razador. Setul de foc este în felul următor, colier de lemn cu 500 PV, pantofi de bambus cu un cajul mate, armura aceasta cu 15 foc și coiful acesta cu 15 foc. Nu știu sigur dacă rezistă caracterul acesta cu, doar cu aceste iteme cu foc, s-ar putea să mai trebuiască un costum cel puțin, dar de asta trebuie să facem un test. Şaman că avem, deci cel puțin șamanca este pusă la punct, măcar este level 100 și putem intra cu ea la razador. Vreau să bifez și câteva ranuri pe acest joc, pe seria 0 donații, având în vedere că am acest caracter, cred că îmi va fi de ajutor și voi putea să reușesc să le bifez. Razador, vorbim despre razador, Jotun, poate și Zodiac la un moment dat, Beran nu știu dacă voi face pentru că nu rentează la acest nivel, dar Ușor, ușor vreau să-i dau și spre Ohara având în vedere că aș putea schimba acest Waraura în mental și uh, aș putea face probabil față și aș putea rezista, dar până la Ohara cred că de la anul vom începe să... Facem demersurile și vom strânge bani, având în vedere că va fi și evenimentul de iarnă care ne va putea ajuta să echipăm acest, acest caracter pentru Yohara. Cumpărăm iteme, cumpărăm tot ce trebuie și voi încerca să fac măcar misiunile de bază în Yohara ulterior mai vedem, nu știu sigur dacă mai dăm înainte sau nu, depinde și de oameni, depinde și de reacții, depinde și de mine mai ales dacă îmi va face plăcere să mai continui, dar acum asta simt fraților că îmi va face plăcere, asta vreau să fac, asta vreau să încerc, încercăm prima dată razador, vedem ce lipsește contului, mai adăugăm, mai cumpărăm, mai vedem ce putem uh, îmbunătăți astfel încât să reușesc să fac ranul și veți vedea și voi cam ce vă trebuie minim astfel încât să-l faceți și voi deci cam despre asta e vorba și cam asta vreau să arăt ulterior după ce bifăm razatorul vreau să bifez și suveranul și challenge-ul meu pe o perioadă de maxim o lună două ar fi jotunul solo să îi dăm o încercare să vedem dacă este posibil, cu un war aura este cam greu de făcut pentru că te mai omoară și pierzi aura din când în când, acum nu știu cum o să reușesc, cum va fi, pentru că n-am făcut niciodată jotunul cu un war aura și chiar sunt curios. Acum avem de dat la giveaway și un mistreț, haideți să vedem cine îl prinde, data trecută v-am întrebat ce ați plusat dacă ați avea itemele necesare sau bugetul pentru că noi am făcut acest titan plus 8 Uitați-l cu 12 putere, 10 diavol și blocare pe care îl vom folosi. Sunt curios cât scot pe acesta, pe vulturul acesta. Aș încerca să-l vând, dar mă mai orientez pe piață, s-ar putea să scot ceva bănuți, chiar considerabil, astfel încât să ne mai cumpărăm altceva. Vedem noi până data viitoare, poate fac și un shop, că trebuie vândute și argintiile și auriile, vedem cu ce sumă ne reîntoarcem. Și ia să vedem noi cine câștigă mistrețul până una alta 3, 2, 1 și ia să vedem Mult succes nume Bdeu Ia să vedem, cred că merge numele Parcă, parcă am mai văzut acest player sau poate am mai câștigat Ia să vedem, uite că a mers și mistrețul este acesta Perfect, succes cu el noi avem istrețul acesta, are destule zile pentru că l-am cumpărat recent pe seria 0 donații, își va face treaba și el și pentru data viitoare vreau să dau un FMS 32 medie, 2 putere, 2 critică, pietre plus 4, cam ăsta este premiul pentru data viitoare. Scrieți-vă părerea despre uh, cum vom continua noi această serie și numele vostru de pe România, mare atenție. Vă urez mult succes, noi ne auzim data viitoare să vedem ce se va mai întâmpla pe această serie. Vă salut și mulțumesc foarte mult și membrilor. Multă pace vă urez!